Masa puterilor noastre, de Petre Barbu. Adaptarea radiofonică, Cezarina Udrescu. Doarme? A căzut frânte de oboseală. S-a spălat pe dinți? Până la urmă, da, de câteva ori cu periuța. Am mâncat? Două linguri de iaurt. Poți să termin tu iaurtul. Nu am foame. Știi ce le-a predat în prima oră de matematică? Puterile. Ridicarea la putere. Tu știi definiția puterii? Înmulțirea repetată a acelui număr. Parcă ai citit din manual, nota 10. Mă crezi proastă? Irina, n-am vrut să spun asta. A înțeles cum se ridică un număr la putere? Da, sigur. A avut vreo 20 de exerciții la temă. Uite, aici, la masă, am stat 2 ore și le-am făcut pe toate. Trebuia să o lași să-și facă singură temele. Măriuca a stat cu nasul în telefon. L-am ascuns. A stat cu nasul în caiet, dar privea dincolo de exerciții, parcă era dus. La ponei? Nu, nu. I-am strâns ponei în pungă și i-am ascuns în cămară. Trebuie să o motivezi, Tudore. Trebuie să-i captezi atenția. Eu nu mai am putere să fac și lecții cu ea. Azi m-au terminat pacienții. Mulți? Sunt legumă. La tine, cum a fost? M-a dat afară. Poftim? M-a concediat. Glumești? M-a chemat șeful și mi-a spus că nu mai are comenzi, nu sunt încasări și trebuie să restructureze echipa. Eu sunt cel mai bătrân. Da, e un copil de crescut. La asta nu s-a gândit dobitocul? Te-a lăsat pe drumuri? Of, Doamne, ce o să facem, Tudore? Nu știu. Cum nu știi? Cum o creștem pe Mariuca? Din leafa ta până una alta. Plus ajutorul tău de șomaj. Nu am șomaj, am acceptat să fiu plătit la negru. Greșeala mea, iartă-mă. Din ce o să trăim, Tudore? Irina, te rog, o să-mi găsesc eu ceva. Caut pe internet, dar piața e blocată. Blocată? Dacă gândești așa, nu o să-ți găsești nimic de muncă. Trebuie să faci ceva. Voi avea grijă de Măriuca. Vom face temele împreună. Voi face marcaj om la om ca la fotbal. Tudore, înțelege că nu trebuie să-i faci tu temele. Trebuie să o motivezi. Găsește-ți ceva de muncă, urgent. Am 32 de ani de muncă. Am muncit în fiecare zi. Nu mi-am luat o zi de concediu medical. N-am lipsit niciodată la program. Am fost un coleg bun de serviciu. Am fost premiant la școală și la liceu. Am o facultate. Știu să rezolv. Auziți? Știu să rezolv exerciții cu ridicarea numerelor la putere. Pot să rezolv toate exercițiile din manualul de matematică de clasa a 5-a. Ridicarea la putere, mulțimi, divizori, multipli, fracții. Sunt pregătit să fac orice. Are cineva nevoie de mine? Sunt aici. Sunt pregătit. Vreau să muncesc. Culcă-te, boule! Culcă-te odată, hai! Irino, hai, du-te și felicită. Du-te. Du-te acum. Hai că mă duc. Bei un vin? Pune-mi 2 degete. Îmi pleznește capul. N-am avut timp nici măcar să beau un pahar cu apă. Și-a arătat unde a greșit? Nici nu m-a băgat în seamă. Își filmează ponei cu telefonul. Uite aici testul. Uite, vezi? 2 la puterea 3 este egal cu 8. Și ea a scris 9. Neatenție.
Merita un 10 minus, dar profesoara i-a scăzut un punct. Nu, este o notă foarte bună. Mă gândesc să mă duc la școală să o rog pe profesoară să-i corecteze din nou testul. Nu fac contestație, Doamne ferește. Dar Măriuca merită 10 cu minus. Ce zici, mă duc? Mai bine te duce să-ți cauze muncă. Vreau să beau pentru testul de 10 al fetei noastre. Avem o fată de nota 10, Irina. Evangelina, trandafir de mahala. Dacă profesoara îi punea 10 minus, atunci erau 3 de 10 în clasă. Dă dracului de 10. Spune-mi din ce bani o să trăim noi până săptămâna viitoare când iau leafa. Tăinuitor de pradă, hoți vestiți și pești. Sunt fericit, Irina, că a luat 10. Vreau să spun, eu mi-am amintit că am luat un 7 la prima mea lucrare de control la matematică în clasa a 5-a. 7! Și era o lucrare cu mulțimi, intersecția mulțimilor, reuniunea mulțimilor, mulțimea vidă. Sper că știi ce e o mulțime vidă. Da, Tudor, este meritul tău că Măriuca a luat 10 cu minus. Dar ai greșit când i-ai dat telefonul și ponei. A fost vorba ca telefonul să țină doar la școală și când vine acasă, îl lasă și se apucă de lecții. Cu ponei să se joace în weekend. Așa ne-am înțeles toți trei. Ție nu-ți pasă că fiică ta a luat 10 la matematică? A luat 9. N-ai înțeles nimic. Ai mintea îmbâxită. În fiecare zi mă bați la cap cu pacienții tăi. Altceva nu mai știi decât pacienți. Pacienți, pacienți. Da, așa dă-i înainte cu reproșurile. Spune că nu te merit, că nu te înțeleg, că m-ai luat de milă, că Măriuca stă ca un nod în gât, fiți așa. Măriuca a luat 10, nebuno. A luat 10. Nu-ți e rușine, nemernicule. Stai că te-am de fata. Mai bine făceam avort. Și s-au iubit chiar de iubire mai presus. Până ce luna în cerul a pus. Evanghelina. Mi-e spart nasul. Mi-e spart nasul, nemernicule. Nebuno. Drângănit-o. Te-au drângănit pacienții ăia și mai drângănit și pe mine. Dar eu am stat cu Măriu ca să învețe ridicarea la putere. Eu am învățat-o. A luat 10. A luat 10 pentru că merită 10. Ce dracu vrei și tu, băi, cimpanzeule? Liniște, boule! Tu știi ce e aia ridicare la putere? Știi, bă, cât fac doi la puterea a treia? Măriuca mea știe, bă, eu am învățat-o. Cu caietul de teme. Se uită pierdută în pagină, așa cum se uită ea, parcă e vrăjită de ceva, parcă e dusă. I-am explicat de 3 ori cu creionul pe hârtie. Am întrebat-o dacă a înțeles și de fiecare dată a spus: am înțeles, tati. Dar a spus că să scape de mine. Nu înțelesese. Am pus-o să rezolve singură un exercițiu. Să tea cu stiloul suspendat deasupra hârtiei. Ce se întâmplă, Măriuca? De ce nu scrii? Scrie, Măriuca. Dar ea îmi făcea în ciudă. Nu vrei să scrii. Nu vrei să mă asculți. Nu ești atentă, prosto. Și atunci lovit-o cu dosul palmei. Așa am lovit-o cu dosul. Și am bătut cu palma în masă. Hai să ajungi proasta clasei. Proasta clasei, prosto. Așa am bătut. Și Măriuca a început să plâng. Cobor să iau parizer și ouă. Să mă duc mâine la doamna profesoară de matematică? Cine ți-a spus că telefonul tău este un telefon de om ratat? Cine? Tu ai un telefon nou, Măriuca.
Eu și cu tata ți l-am cumpărat, pentru că a intrat în clasa 5-a. Tata ți-a cumpărat și cartel. De ce să-ți dau telefonul meu? Pentru că este smartphone? Poți să-mi spui? Vrei smartphone-ul meu ca să te joci la școală tot felul de prostii. Asta ai văzut la colegii tăi, nu-i așa? Ce notă ai luat la română ca să meriți un smartphone? Ține minte ce-ți spun, Mariuca. Te duci la școală ca să înveți, nu ca să te joci pe smartphone. Auzi la ea, om ratat. Știi tu ce înseamnă un om ratat? Este omul care n-a reușit să facă ceva în viață, care muncește fără nicio satisfacție, care a pierdut totul, care n-are serviciu. Mulțumesc de completare. Nu e nevoie. Uite, ți-am adus crizanteme. Știu că-ți plac foarte mult. Te rog să mă ierți. Iertare cu nasul spart. I-am luat un ponei. Să îl dau? Faci ce vrei, ești tatăl ei. Îmi pare atât de rău. A avut test la română. Și? Cât a luat? 6. 6? Cum a luat 6? Mariuca, vino aici, tata. Ce vrei de la ea? Vreau să ne spună cum a luat 6. Mariuca, Mariuca, vino. Mariuca, vino imediat. Vino până nu vin eu la tine. Las-o în pace. Ce-a fost asta? Mariuca se joacă cu ponei. I-ai dat ponei? A luat notă de trecere la română, merită o recompensă. Să-și filmeze ponei. Cu telefonul ei de om ratat. Să-i dau și poneiul ăsta? Da. Tudor, te rog să nu bați. Ce-a spus? Ce să-mi spună? Știu, mă gândesc că dacă ia 2 de 10, poate să-și îndrepte media la română. Caută-ți de muncă, Tudore. 6 este o notă mediocră. Eu am avut primul 6 în facultate. Cheamă-o la masă. Bine, acum. Uite, dragonule Fifi, despre florile astea îți vorbeam. No, crizanteme. Cel mai bun nutreț pentru dragoni. Repede să ne luăm zborul, să nu ne bată, să ne ascundem. Hai că ți le dau eu să le mănânci mai târziu. Da. Unde e Mariuca? În camera ei. Nu este. Vezi în sufragerie, la televizor. Am căutat-o și pe balcon și în baie. Mariuca! Unde te-ai ascuns? Mariuca! Mariuca, ți-am adus un ponei. Este roz. Culoarea ta preferată. Mariuca! Acum ai 16 ponei. 16 este 2 la puterea 4. Nu-i așa? Sau 4 la puterea a doua. Pentru că 4 înmulțit cu 4 fac 16. Încetează, Tudore, Mariuca! De unde s-a ascuns fetița asta, Mariuca? Îți promit că nu-ți fac nimic, Mariuca, te rog. Iartă-mă, Mariuca. De ce să te ierte? Ratarea unui om nu se măsoară în performanțele unui telefon. Tu nu ești un om ratat, Mariuca. Ești un copil bun. Iartă-mă. Și tu ai bătut-o. Sunt o mamă ratată. Sunt o soție ratată. Sunt un om ratat. Poftim! Ești mulțumit? Tu știi matematică, Irina. Și eu știu. Și Mariuca știe. Nu suntem ratați! Mariuca, poți să repar media la română dacă iei 2 de 10. Asta înseamnă 8,66. Adică rotunjit media 9. Bun, pantofii sunt aici. Sunt convins că poți să iei 2 de 10. Puloverul? Căciula. Unde e căciula? În cuier. N-a fugit. E aici în casă. Uite telefonul. Telefonul de om ratat. N-are niciun apel. Au dispărut ponei. Toți ponei. Doamne Dumnezeule, unde-i fata noastră? Ai vreo veste? Nu.
Tu? Sunt frântă. Mi-au spus că vor începe cercetările mâine dimineață. Nu înțeleg de ce nu pornesc să o caute acum. Ce dacă este noapte? Poliția face cercetări numai ziua? Ce face poliția noapte? Doarme. N-am chef de glume, Tudore. Ai mai verificat casa scării la fiecare etaj? De 3 ori. Ce dracu faci acolo? Sunt la fracții echiunitare, subunitare și supraunitare și trec la amplificarea și simplificarea fracțiilor. Am găsit 4 greșeli de tipar la testele de evaluare. Uite, le-am corectat cu pixul. Tudore, ce faci cu cartea asta? Este culegerea de matematică. Mâine mă duc să arăt profesoare că, deși lipsește, Măriuca și-a făcut exercițiile. Unde e fetița mea? Măriuca? Măriuca, unde ești, iubita mea? Puiu mami. În 2 ore termin culegerea. Rezolv la foc automat. Nimic nu-mi rezista. Asta înseamnă că am învățat temeinic în școală. Matematica s-a imprimat aici, pe creierul meu. Sunt determinat, Irina. Măriuca nu mai este cu noi. Înțelege, pentru numele lui Dumnezeu. A dispărut. De acord, dar eu trebuie să am grijă de viitorul ei la școală. Uite, tu te pricepi la gramatică. Eu zic să te apuci de culegerea de gramatică, să faci testele din capitolul cazurile și funcțiile sintactice ale pronumelui. Ai băut. De unde băutură, că nu am bani? Ești beat, Tudore. Cum să beau când rezolv exercițiile? E ca la șofat. Nu te apuci de matematică în stare de ebrietate. Ce naiba? Trebuie să lucrez cu mintea limpede, să parcurg cu sufletul deschis toate paginile, pentru că paginile astea sunt anii noștri, Irina. Sunt anii în care am făcut atâtea greșeli. Am sărit destule exerciții pe care nu le-am putut rezolva. Sau poate mi-a fost lene să-mi bat capul și din cauza asta am ajuns aici. Nu e timpul pierdut, Irina. Putem să corectăm, să revizuim, să completăm, să recuperăm, apoi să trecem la culegerea de clasa a 6-a, apoi la a 7-a, să le luăm pe rând, an după an, ca să ajungem acum, în prezent, ca să trăim fără goluri, fără frustrări, fără resentimente. Ești obosit, du-te și te culcă. Mai am 3 exerciții și atac amplificarea și simplificarea fracțiilor. Încetează! Lasă cărțile! Încetează cu toți penile astea! Asta e viața mea! E bună! Mă sună de la poliție! Unde e telefonul? Nu e al meu. Vezi că pe tine te sună! Am lăsat și numărul tău! Dar nu, nu e nici al meu. Măriuca! E telefonul Măriucai! Era... Dă-mi mie la telefon. Era? Măriuca, am ajuns la pagina 84 la culegerea de matematică. Ce? Nu e, nu e Măriuca? Era încă... Irina, ce se întâmplă? În cameră. Ce ai pățit, Irina? Împărat în cameră. S-a întors Măriuca? Nu. Măriuca! În pat, în pat este... Ce? Ce este? Este un... Ce este? Este... Este... Zii ce este! Diavolul! Diavolul? Doamne Dumnezeule, apără-ne și păzește-ne, Doamne Dumnezeule, apără-ne și păzește-ne! Diavolul e în patul Măriucăi! Care diavol, femeie, că nu se mai poate lucra în casa asta? Hai, vino! Vino, să vezi și tu! Hai! Hai. Trebuie să chemăm poliția. Taci! Nu aprinde lanterna. Taci ca mișcă. Auzi, zboraie. Ca și tine. Poți să te abții să nu mă mai jignești? Taci, ține lanterna. Doamne Dumnezeule, ți-am zis că e diavolul. Ce coadă roșie are. Vezi să nu calci. Ce căpățână de crocodil. Are și aripi, parcă e liliac. Ce burtă mare are. Ce faci cu cuțitul?
De anii asta am mâncat-o pe Măriuca. Trebuie să-i tai burta. O să murdărești camera de sânge, Tudore. Tu sună la poliție să vină să ancheteze crimă în legitimă apărare. Vezi că nu tai cuțitul. L-ai tocit deschizând conservele de carne. Din cauza ta. Ți-am spus de 1000 de ori să cumperi un dispozitiv special pentru conserve. Tudore, tu n-ai tăiat în viața ta o găină? Ba da, am tăiat. Tata m-a învățat. Am tăiat găini în cadă de la baie. N-am vrut să tai, dar tata m-a bătut până am învățat să tai o găină, ca să fiu bărbat. Eu spălam cada de sânge, să știi. Asta nu-i găină, e diavolul. Tot cum să-l... Tudore, lasă cuțitul. Lasă cuțitul. Ești cătrezești de ani. Poliția! Vă rog, vă rog să veniți urgent. Ești nebună. Nu e poliția. E telefonul Măriucai. Cum? E... Alo? Alo? Dă-mi telefonul. Măriuca! Lasă-mă. Măriuca? Vorbește, iubita mea. Alo? Mamă? Da, Măriuca, eu sunt mama. Măriuca, sunt eu, tata. Măriuca, unde ești? Să vii acasă imediat. Mâine ai matematică. Încetează că stresez copilul. Măriuca, spune-mi unde ești. Măriuca, tu de pe ce telefon vorbești? Pentru că mie pe ecran nu mi-arată niciun număr. Alo, Măriuca? Iubita mea, unde ești? Vino acasă pentru că Udihanie doarme în patul tău. Nu speria copilul, topitocule. Nu-i Dihanie. E dragonul Fifi. Care dragon? Dragonul Fifi e prietenul meu. Un prieten mai frumos n-ai găsit? Fifi este obosit. N-am mâncat nimic toată ziua pentru că ne-am jucat. Tată, te rog. Măriuca, lasă prostiile și spune-mi unde ești. Am anunțat poliția să te caute. Vreau ca tata să-i dea de mâncare lui Fifi. Lapte cu cereale. Ăsta dacă se trezește o mănâncă și pe mama și pe mine. Ai să rămâi orfană, ai înțeles ce spun? Te rog, Măriuca. Și eu te rog, mami, să-i dai de mâncare lui Fifi. De ce să-i dau de mâncare? Pentru că poneii i-au mâncat florile din vază. Care flori? Eu i-am promis de-i Fifi crizantemele pe care ți le-a adus tata. Asta e vegetarian? Fifi e flămând și nu mai poate să se joace cu mine. La ora asta? Știi cât e ceasul? E 3 dimineața, Măriuca. Mâine te duci la școală. Ai matematica. Te implor, iubirea mea. Spune-mi unde ești. Vreau să mă joc cu Fifi. Dacă îmi spui unde ești, atunci îi dau de mâncare lui Fifi. Sunt pe YouTube. Unde? Unde? Pe YouTube. A long time ago, in the mist of darkness. Spune-mi adresa de la YouTube să vin să te iau. Ai niște bani de taxi. Încetează, Tudore. Ce faci acolo, Măriuca? Mă joc! Eu n-am chef de joacă. Mâine trebuie să mă duc la serviciu, mama. Pentru ultima oară te întreb unde ești. Lasă-mă în pace. Ce-ai spus? Lasă-mă în pace. Cum poți vorbește așa, Măriuca? Vezi cum vorbești că scurt cureaua. Tudore. Măriuca, îmi cer iertare pentru că te-am bătut. Și eu îți cer iertare. Îți promit că nu o să se mai întâmple. Îți promit, Măriuca. Ești un copil bun și noi te iubim. Ești copilul nostru, Măriuca. Am să mă omor. Ce ai spus? Am să mă omor. Doamne Dumnezeule, de unde ți-a venit asta, iubita mea? Cum să faci asta, iubita mea? Tu să-ți seama ce prostie ai spus? Hai, bate-mă, tată. Hai, bate-mă, mamă. Măriuca, vino acasă. Uite, îți promit că-ți dau smartphone-ul meu și îmi dai telefonul tău. Facem schimb, iubita mea. Vino la mama care te iubește. Și eu te iubesc. Ți-am cumpărat un ponei roz. E culoarea ta preferată. Este poneiul cu numărul 16, adică 2 la puterea... Hei, Măriuca, 2 la câta putere fac 16? Lăsați-mă în pace! Plecați din camera mea! Plecați! Plecați și lăsați-mă în pace! Măriuca! S-a trezit. Bună dimineața, dragonule Fifi. Eu sunt tatăl Măriucăi. Sunt bucuros să te cunosc. Ce foame? Vrei să mănânci niște lapte cu cereale? Sună la poliție, Tudore. Eu sunt Tudor, tatăl Măriucăi, care este prietena ta cea mai bună. Tudor, my name is Tudor. I'm the father of Mary. De ce vorbești în engleză? Păi știu în ce limbă înțelege Dihania. Încearcă și tu în franceză, că ai avut numai 10 la școală. Și la ce mi-a folosit? O fi rus.
Tavariș Baruschi, Fifi. Tudore, se pregătește să ne atace. Bună, e tocmai la timp. Irina, dă mâna. Sus, salvează-te. Urcă-te pe cel roșu. Eu o să sar pe cel mou. Așa, bravo. Am reușit. Dă-i pace. Dragonul Fifi e în urma noastră. Simt că leșin. Ăștia de unde au mai apărut? Am luat amețeala. Tu vezi ce văd și eu? Prințese vrăjitoare, papagali. Uite și un șar. Oprește cavalcada, Tudore. Ține-te bine. Sunt sadici, se distrează pe seama noastră. Pitici, ursuleți, o să ne ajungă. Fă ceva, ești bărbat. Internetul. Ajutor! Internetul, internetul! Poliție, ajutor! Conexiunea la wireless. Sună la poliție, Tudore. Modemul de internet în sufragerie. Trebuie să ajung acolo. Sar din șa și mă trăiesc până la modem. Acoperă-mă, Irina! Am ajuns. Ce faci, Tudore, cu cuțitul? Și mie îmi vine să termin cu viața. Să nu faci prostia asta. Dar am un copil de crescut. Pentru el trăiesc, numai pentru el trăiesc. Dar copilul meu nu mai vrea să mai trăiască, pentru că îl bat ca un bătăuș nenorocit și sunt. Eu îl bat și Dihania asta se joacă cu copilul meu bătut. Vrei să mă pedepsești, nu-i așa? Ca să trăiesc toată viața cu vina că eu și copilul meu te-am împins. Tudore! Toată lumea la culcare. La culcare imediat. Am tăiat cu cuțitul cablul de internet. Culcă-te, boule! Vai, dar ce bucătărie frumoasă! Da. E cam strâmt la noi în bucătărie, dar... Comanda la mine! Prințesele? Da. Așa, piticii și vrăjitoarele? Da. Așa, pot încăleca pe bunei. Foarte bine, ca să fie loc pentru toată lumea. Așa, apropiați-vă, apropiați-vă. O să ne citească testamentul Măriucă. Ascultați. Mesaj de rămas bun. Eu, Maria Penescu, de 11 ani, spun în acest testament, că m-am sinucis din cauza durerii. Inima mea a încetat să mai bată cum bătea odinioară. Bătută de părinți, rănită de colegii pe care îi credeam prieteni, înfricoșată de profesori, m-am hotărât să-mi pun capăt vieții. Ați auzit? Liniște, ligioaielor! Foarte puțin... O să-mi simtă lipsa. Noi o să-i simțim lipsa. Noi? Da, da. Noi făpturile. Da, nu e așa, dragonule Fifi? Da. Te înșel, draga mea. Te înșel. Unde am rămas, dragonule Fifi? Uite aici. Aici. Foarte puțin o să-mi simtă lipsa. Fifi și poneii mei fără nume. Dragul meu Fifi, nu ți-am spus niciodată că te plac. Dar eu mă uit în sufletul tău și văd un prieten de treabă. De aceea îi dau lui Fifi camera mea și stiloul meu norocos. Mulțumesc. Poneilor mei le las toate caietele mele și cărțile. Mulțumim. Prințesei Aida, îi lasă ochia mea din clasa a treia pe care o prețuiește foarte mult. Adevărat. Acum părinții. Părinților nu am să le las decât telefonul pe care mi l-au cumpărat. Nu mai are credit și se conectează greu la internet. Ei nu m-au băgat în seamă și m-au respins. Viața mea a fost grea și amară.
voi fi într-un loc mai bun pentru mine. Măriuca, ce mi-ai făcut? Semnează copyright Maria Penescu. Uitați-vă, s-a semnat cu mânuța ei. Copyright Maria Penescu. De unde a învățat să se semneze așa? Cum ai putut să scrii așa ceva, Măriuca? Eu doream să te țin de mânuță, dar tu porneai repede pe trotuar și trebuia să alerg după tine, să nu cazi, să nu te rănești, să nu te desfigurezi. Și mă enervai rău de tot, dar mai târziu, mult mai târziu, mi-am dat seama că tu atunci descopereai mersul și voiai să mergi singură, fără ajutorul meu, fără să te țin de mânuță. Făptorilor, da. Da. Vă mulțumesc. Cine ai mulțumit? Că ați adus-o înapoi acasă. A fost bucuria noastră să vă aducem acasă. Da, da. Ce-i da. Asta? Plecați de aici imediat. Făpturi ciudate. I-ați ucit mințile copilului meu. Du-te și întrerupe Wireless-ul, că m-am săturat de ăștia. Mi-au întors casa pe dos. Da. Nu e nevoie. Făpturi? Da. Vă rog, gata, ne retragem. Vă rog, gata, liniște. Cu mine, dragonul Fifi, înainte, marș. Marș? Ștătă-mă. Cu mine, cu mine, dragonul Fifi, înainte, marș. Marș. Deci cu mine, dragonul Fifi, înainte, marș. Și tare! Un, doi! Un, doi! Un, doi! Hai, 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 mai cu viață! Mai cu viață! Așa, așa, așa! Așa, așa, așa! Un, doi! Marș! Un, doi! De mâine, fără telefon, fără ponei, fără internet, așa cum ne-am înțeles de la început, se joacă numai în weekend. Ce-a spus Măriuca? Și-a cerut iertare pentru ce a scris în bilet. I-am explicat că este o prostie să gândească așa. A promis că nu o să mai vorbească urât cu noi și a luat angajamentul că o să învețe. Foarte bine. Ia-o ușor, Tudore. Doamne Dumnezeule, ferește-l pe copilul meu de gânduri întunecate. Mi-a promis că o să facă la matematică cu tine și la română cu mine. Ți-a promis asta? Ai grijă să o motivezi. O să sparg avioane, ai să vezi. Eu am rezolvat toată culegerea de clasa 5-a, toată. Tudore... Măriuca va avea numai 10 pe linie. N-o forța. Să știi că mâine are descris la română o compunere despre strada pe care locuiește. Strada sau cartierul, așa ceva. N-a scris-o. Mai bine că s-a culcat decât să scrie o compunere tâmpită. Dar nu vrei să trezești copilul ca să scrie compunerea? Scrie tu, că te pricepi la română. La ora asta nu mai pot să gândesc. Mă duc să mă culc. Mâine dau năvală pacienții peste mine. Vrei să-ți fac un masaj? Sunt obosită. Înainte îți plăcea? Înainte era altceva. Și acum? Acum e numai sex. Acum vreau să-ți dovedesc că te iubesc. Ești frumoasă. Ai picioare mișto. Și un funduleț apetisor. Ești o bombonică, Irina. Lasă-mă, acum ți-ai găsit și tu. Hai să o facem aici pe masă. Ești foarte bună, femeie. Unde te grăbești așa? Hai că voi fi atent, Citandru. Ne uite copilul, hai sufragerie. Eu vreau aici. Mă, tu vrei. Schioanele. Ne spionează? Întrerupe Wireless-ul, Tudore. Doamne Dumnezeule, ajută-mă. Doamne, ajută-mă să pun o pâine pe masa copilului meu. Ajută-mă să nu-mi pierd mințile și puterile. Ajută-mă, bunule și milostivule. Bună ziua! Bună ziua! Bună ziua! Bună ziua! Bună ziua! Mă bucur, dragi făpturi, că ați fost de acord să stați de vorbă cu mine. Da. Măi, băieți, nu știu cum să vă spun, băieți și fete? Fete.
Am 32 de ani de muncă. Am muncit în fiecare zi, chiar și sâmbăta, uneori și duminica. Bravo! Așa sunt vremurile, nu mă plâng. Am muncit și la stat și la patroni. La stat, fabrica a dat faliment. Secția mea a fost demolată și utilajele vândute la fiare vechi. La patroni a fost bine o vreme, până când s-a dublat targetul. Ce este targetul? Targetul este ceva ce nu se poate realiza. Nici bunul și milostivul Dumnezeu nu-l poate face. Numai oamenii îl inventează ca să nu fie atins niciodată. Așa evoluează lumea, din target în target. Bravo, bravo, îmi place. Bravo. De trei ori am fost gata să-mi fac targetul, dar de fiecare dată am ratat și patronii mi-au tăiat leapă. Dar nu m-am dat bătut, am muncit și mai mult ca să fac target. Apoi, într-o zi, am simțit așa o oboseală ciudată. M-am odihnit puțin, dar oboseala nu mi-a trecut. Și oboseala a crescut, uscându-mă de puteri. Am început să mă mișc mai încet, mai nesigur. Mă cina de îndoieli. Parcă nimic din ceea ce fac nu mi-umple inima de bucurie. Mă mișc din inerție și mintea mi se cufundă în ceață. Alungați ceața! Mi-e frică, voi ajunge un neputincios. Nu. Sunt tânăr, nu-i așa? Da. Atunci, angajați-mă și pe mine la voi. Păi, cum să... Adică... Ce ziceți? Să-l angajăm. Ce știi să faci? De toate. Ce este nevoie? Pot să stau și peste program. Da. Joacă-te de-a rățoiul. De-a rățoiul? Da. Avem nevoie de un rățoi. Să mă joc de-a rățoiul? Da. Rățoiul. Mac. Joacă-te cu noi. Joacă-te cu noi. Da, atunci joacă-te de-a motanul. Avem nevoie de un motan. Da. Motanul. Încearcă. Miau. Miau. Dar eu vreau să muncesc. Am experiență, am putere de muncă. Poți să te joci cu noi? Să mă joc? Da. Baba Oarba, nouă pietre, ascunsele, țară, vrem ostași, țările, atingerea. Știu țintar, știu și șah, știu și popa prost. Joacă-te. Să mă joc. Da. Doamne Dumnezeule, ajută-mă să mă joc. Nu știi. Ajută-mă, bunule Dumnezeu. Vă rog, am să învăț. Pot să învăț repede. De exemplu, 2 la puterea 3 înmulțit cu 2 la puterea 6 este egal cu... Ai văzut? A închis ușa. Ia-mă ușor că-mi bubuie capul. M-au terminat pacienții. Du-te și vezi ce a lipit pe ușă. O hârtie pe care a scris 3 puncte. Punctul 1, respectați programul meu. Punctul 2, bateți la ușă. Punctul 3, intrați în cameră doar dacă este o urgență. Poftim. Fiica mea mi-a făcut programul în casa mea. Se joacă, Tudore. Mi-a trântit ușa în nas. Du-te să o vezi. Oh, Doamne. Ai vorbit cu ea? N-am ce să vorbesc. N-a vrut să se uite pe culegerea de matematică. Un caier n-a vrut să deschidă. După 6 ore de școală e normal să fie obosită. Ai uitat cum se muncește? M-a gonit. Iar și-ai bătut-o? Nu. Sigur? O bat degeaba. Să facă ce vrea. Trebuie să vorbesc cu Măriuca. Și pe tine o să te gonească. Școala asta îi desfigurează pe copii. Școala asta îi face oameni pe copii. E o școală învechită, depășită și tristă. Vrăjeli.
Vorbește în șabloane. Școala e bună, numai fiică-ta nu învață. Ți-ai găsit ceva la mol? N-are rost să mai muncesc. Pentru cine să muncesc? Pentru fiica mea care nu vrea să învețe? O leneșă. O să ajungă ultima din clasă, proasta clasei. De ce o jignești? Pentru că este proasta proastelor din toată școala. Peste 3 ani trebuie să dea examen la liceu. Mai e timp destul până atunci. Dar golurile la matematică și română se acumulează în fiecare zi. Și nu se mai poate să repete între 8-a pentru admiterea în liceu tot ce n-a învățat în acești ani. Îți spun eu, nu o să fii în stare proasta proastelor. Încetează tu, Dore. Să încetezi tu, să mai cocoloșești. Trebuie să învețe. Dacă nu o să învețe, o să se ducă la un liceu de 2 bani și o să se destrăbăleze cu toți derbedeii, o să se apuce de țigări, de droguri, de băutură, de sex în boschet. Nu ți-e rușine să vorbești așa de copilul meu, nemernicule? O să se rateze dacă nu învață. La ce ne-a folosit învățătura în lumea asta plină de parveniți? La ce ne-a folosit că am fost elev cu premiu și coroniță? Uită-te la tine ce ai ajuns. Știu foarte bine ce am ajuns. M-am săturat. Nu mai am putere. Nu mai am puterea să mai deschid ușa de la camera fiică-mii să văd cum se joacă. Spune-mi, la ce ți-a folosit ridicarea la putere, Tudore? Am fost mai puternic decât colegii mei. Niște proști. Uite-te ce putere ai acum, ca să-ți găsești un serviciu. Nu mai am puterea să lupt. Gata, renunț. Parcă aveai de gând să rezolvi toate culegerile și manualele ca să-ți corectezi greșelile trecutului. Prezentul nu mă lasă. Eu și cu Măriuca nu te lăsăm în pace, nu-i așa? Da. Foarte bine. Cel mai ușor este să renunți. Eu plec din casa asta. N-am niciun rost aici. Tudor, dă-mi voie. Hai să vorbim. Nu mai am ce să spun. Gata. Îmi dovedești încă o dată că nu ți-ai dorit acest copil. Dă-te la o parte din ușă. Proasta am fost că m-am măritat cu tine. La fel ca și fiica ta. Proasta proastelor. Am crezut în tine. Vreau să plec. Plec și te las să trăiești așa cum vrei tu. Asta vrei? Să mă umilești? Pleacă! Pleacă! Să nu te mai văd, nemernicule. Să-ți ieși masa asta. Ce te-a apucat, nebună? Să pleci cu masa asta. Că altfel o sparg și o pun pe foc. Acum o iei. De ce s-o iau? Știi foarte bine de ce. Ia-ți masa și du-te dracului. Mi-era frică să mă întorc acasă de la școală. Ai mei se certau și se băteau aproape în fiecare zi. Mă ascundeam sub pat. Bătăile au durat toată clasa a șasea. Am luat premiul al doilea în clasa a șasea. Premiul tăi l-a obținut ocilarul clasei, pentru că luase 10 la desen, iar eu 9, pentru o pictură după panorama combinatului siderurgic. Eu vedeam combinatul de la balcon în fiecare zi și mi se părea cea mai urâtă creatură de pe pământ. Parcă era un dragon leneș. Auzi, dragonule Fifi, semăna cu tine. Ai mei au divorțat când am început clasa a șaptea. Sărăcuță. Am rămas cu mama în apartament, dar tata a continuat să vină peste noi. De câteva ori a spart ușa și a bătut-o pe mama. Vai de mine. Într-o zi am sărit și am luat apărarea. Tata m-a lovit peste față și m-a umplut de sânge. Atunci am simțit că omul acela nu mai este tatăl meu. Îl uram și dorea moartea. M-am dus la școală cu ochii umflat și cu buza spartă. Tocilarul clasei a râs de mine, făcându-mă broască răioasă. Și? M-am repezit și l-am dat cu capul de tablă. Așa văzusem odată cum tata o dăduse cu capul de perete pe mama. Am avut nota 6 la purtare. În clasa 8-a am luat premiul întâi. Oh. La egalitate cu tocilarul clasei. Dar nu știam ce liceu să urmez. Mama era preocupată să-și refacă viața, să-și găsească un bărbat și să nu-și piardă locul de muncă. Nu era interesată de ce-mi doream eu să ajung. Profesoara de limba română. Și eu vreau să mă fac profesor. După ce a vorbit cu doamna dirigintă, mama mi-a spus că ar fi bine să dau examen la liceul sanitar. De la începutul liceului mi-am dat seama că făcusem o alegere proastă. Nu era drumul meu în viață. Dar alegerea era făcută. Tata s-a lăudat prietenilor că datorită lui reușisem la liceul sanitar.
Mama s-a lăudat colegilor de serviciu că datorită muncii ei eram la un liceu așa de bun. Părinții tăi erau mândri de tine. Da. Părinții mei au murit amândoi de cancer. Nu. Oh. În clasa nouă am avut a doua medie din coada clasei. Mi-era silă să învăț. După absolvire am dat la medicină și am picat. M-am angajat la spital. Apoi l-am întâlnit pe Tudor. L-am văzut pe stradă cum căra în spate o masă. Abia se mișca prin zăpadă. L-am văzut cum alunecă și cade cu toți cu masă. Mi-a plăcut cum își căra masa prin ninsoare. Avea așa o forță de a înfrunta ninsoarea, dar în același timp și o fragilitate vecină cu naivitate. Și din cauza lui, peste un an, am dat examen la facultatea de farmacie și am luat a 11-a pe listă. Așa, da? Bravo! Cu masa aia din lemn de fag, am pornit în viață. Pe ea ne-am băut cafeaua în fiecare dimineață și am pus la cale zilele care aveau să vină. Ne-am făcut planurile și visurile. Am pus toată munca noastră pe masă. Am bătut amândoi cu pumnul în masă, el mai tare, eu mai cu grijă să nu-mi frâng degetele. La masa aia i-am spus că sunt însărcinată, s-a îmbătat de bucurie. Masa ne-a ținut unul lângă altul. De ce oare n-am reușit să-i facem Măriucă un loc la masa noastră? Alo? Alo? Matară, ce faci aici noapte? Învăț. Nu ai voie. De ce să n-am voie? Sunt la școală. Nu ai voie să staționezi aici. Trebuie să eliberezi trotarul, hai. Dar unde scrie? Arată-mi legea care îmi interzice să stau în fața școlii. Legea zice că trebuie să anunți poliția ca să te amendeze. Domnule, eu învăț. Este un drept al meu. Prevăzut în legea fundamentală a țării, dreptul la învățătură. Știi care este această lege? Opa! Faci pe deșteptul cu mine? Habar n-ai ce este Constituția. Când elevii vor veni la școală, am să-i invit să stăm de vorbă despre problemele pe care nu le-au făcut sau nu le-au înțeles. Ce faci, mă? Ofer consultații elevilor înainte de a intra la ore. Consultații gratuite. O, mare deștept ești, măi, consultantule. Nu sunt deștept. Eu învăț. Du-te și te culcă, boule. Ești vecinul de la 8. Este mai... ești nebunul de la 9. Acum te-am recunoscut. Te-a dat nevasta afară din casă. Tot timpul face scandal. Am să vă reclam la poliție pentru tulburarea ordinii publice. Reclamă-mă, domnule, și lasă-mă să învăț. Vecine, nu ai voie să staționezi aici. Uite, pierdă-te. Ca să nu zici că sunt băiat rău, stai mai încolo să nu te vadă careva. Învăț unde vreau eu. Iar faci pe deșteptul? Da, sunt deștept pentru că învăț. Tu de ce nu înveți? Mi-a trecut vremea, fraiere. Câte clase ai? Ce te freacă pe tine grija de clasele mele? Trebuie să pleci de aici, hai, gata. Vezi, de aceea ești paznic la școală. Pentru că n-ai școală. Sunt bodyguard ca să se mire un bou ca tine. Știi cât fac 2 la puterea 3 în mulții cu 2 la puterea 6? Măi, la mișto? Ăsta e un exercițiu de clasa 5-a. Hai, știi să rezolvi? Păi nici măcar n-ai serviciu. Am auzit că te-a dat afară. Dar eu știu cât fac 2 la puterea 3 în mulții cu 2 la puterea 6. Și la ce-ți folosește, fraiere? Nici măcar bodyguard la mall nu te angajează. Sunt locuri libere la mall? Vai de capul tău, hai, cară-te. Îți dau manualul ăsta de istorie și mă lași în pace. N-am ce să fac cu istoria. Ia-l și citește-l în gheretă. Trece mai repede timpul până se luminează. Ha! Am Google pe mobil, n-am nevoie. Bine. Uite-te la filme porno și lasă-mă să învăț. Degeaba înveți dacă ești damblagi la cap. Totul, de ce n-ai învățat? Nu ți-a plăcut nicio materie? Nu ți-a plăcut nicio profesoară? Ba da, mi-a plăcut de un profesor pe care îl băteam și luam banii și ne cumpăram țigări. Semăna cu tine, fraiere. Ai fost un derbedeu. Băi, ai mei au fost țărani și n-au avut bani să mă țin în școală. M-au trimis la oraș să-mi fac o meserie. Dacă aveam bani, puteam să fac și eu o facultate. Dădeam banul la profesor și mă trecea clasa și ajungeam ca tine, un fraier. Dar copii ai? E ceva de capul lor?
Am doi băieți în Spania și au făcut un service auto. Câștigă într-un an cât ai câștigat tu în toată viața ta de fraier. Asta e viața ta de cimpanzeu. Ai mâncat, ai băut și te-ai reprodus. Ți-ai reprodus specia de analfabeți. Bun, ai grijă cum vorbești despre familia mea. Ești atât de prost că într-o zi o să arzi în flăcările prostiei tale. Băi, țineți gura și cară-te bune. Arzi în focul prostiei. Știi cine a ars în focul prostiei? Dragunea de o să-ți ardă creierul. Giordano Bruno a ars în focul prostiei altora. Niște proști la fel de mari ca și tine. Dar tu ai să arzi în focul prostiei tale, pentru că prostia ta este un combustibil dăunător societății. Taci, dracu, băule! Ce-i asta? Ajutor! Foc din cer! Ard! Ajutor! Ajutor! Tudore, făpturile, ligioanele au rupt gardul, au ocupat curtea, sparg geamurile școlii. Umbra dragonului întunecă cerul. Irina. Tudore, ce-ai pățit? Ajutor, chemați salvarea. Respiră, Tudore, auzi? Respiră. Să nu mă lași singură cu Măriuca. Ridicare la putere ți-a trebuit la vârsta asta. Să nu mor, că de puterile mele mor, Tudore. Știi de câte feluri sunt rădăcinile plantelor? De trei feluri: rămuroasă, viroasă și pivotantă. Tudore, dragul meu, mai repetă lecția cu rădăcinile ca să știi. Cum ai ajuns în halul ăsta, Tudore? Am terminat manualul de biologie. S-o ia, dracu, de biologie. Ce note ai avut la biologie? Of, Doamne, 10, poftim. Și eu am avut 10. Am învins, Irina. Putem să trăim și fără 10 la biologie, dragul meu. Trăim, asta contează, trăim. N-am să te mai bat la cap cu pacienții mei, cu rețetele și cu vânzările de la farmacie. Iartă-mă, Tudore. Școala! Arde! Ghivanele dau pârjolicii pe paznic. Unde s-o fi ascuns? Șșș, gata, liniștește-te, dragul meu. Pompierii! Să vină pompierii! Apă! Apă! Arde școala! Sună la pompierii, Rino! Sună la salvare! Arde școala! Las-o să ardă. Cum s-o las să ardă? E școala noastră. Hai, pune mâna și tu pe niște manuale. Uite, uite, ia și ajută-mă. Luptă, lovește și în stângă și în dreapta. Făpturile ne-au înconjurat. Nu te uita ca mâța în calendar. Încetează cu joaca. Prinde-te-l la mijloc. Unde bate gardul? Nu-l lăsați. Veniți că fuge. Cheamă-l să lupte pentru știință, pentru cultură și educație. S-a ascuns cimpanzeul. Care cimpanzeu? Vecinul care ne bate în țeavă. Are 8 clase primare, un cimpanzeu. Tudore. Poleii și piticii? Da, 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 da. Atenție la mine. Aici? Pune mâna și dobară-i. Nu, nu lăsați să stingă focul. Dobară de hăniile că au dat foc școlii. Asta nu e școala pe care și-o dorește Măriuca. Asta e școala noastră în care vrem să o ținem prizonieră. Școala asta trebuie să ardă. Școala noastră! Da, școala noastră se face scrum. Au rămas doar notele noastre de 10. Îmbrățișează-mă, Tudore. Irina, vin încoace. Măriuca, unde ești, Măriuca? Sunt acasă. Dar voi unde sunteți? M-am angajat la mall, Măriuca, și am mers cu mama să-i arăt unde muncesc. Tu, de ce nu dormi la ora asta și vorbești la telefon? Pentru că trebuie să mă duc la școală. Vai, Doamne, e ora de plecare la școală. Te-ai spălat pe dinți? Te-ai spălat pe față? Ai mâncat? Măriuca, fă-ți ghiozdanul până venim noi acasă. Nu pot. Mi-au dispărut cărțile. Care cărți? Cărțile și caietele de școală. Nu mă mai primește la școală fără cărți. Ți le-au furat poneii și dragonul Fifi. Și ei au dispărut. Da, mamă dragă, ei ți le-au furat. Dar le-am recuperat noi. Și le aducem imediat. Venim, iubirea mea. Veniți repede, că am
sunteți la biologie și vreau să repet lecția din manual. Știu, rădăcinile plantelor sunt de trei feluri: rămuroase, firoase și pivotante. Eu nu mai am putere să duc masa asta acasă. S-o aruncăm în curtea școlii. Hai, ajută-mă. S-o mistuie și pe ea flăcările. Asta a fost. Acum avem o altă putere, Tudore. Gata! Toată lumea atenție la mine. Da. Da, da. Yeah. Toate făpturile în frunte cu dragonul Fifi. Da. Să scrie în caiet odată cu mine. Bine. Sigur. 2 la puterea a 3-a înmulțit cu 2 la puterea a 6-a este egal cu... cu... Păi, 2 la puterea a 3-a este egal cu 8. Da. 2 la puterea a 6-a este egal cu 64. Da? 8 înmulțit cu 64 este egal cu... Învață, cimpanzeule! Ați ascultat Masa Puterilor Noastre de Petre Barbu, adaptarea radiofonică Cezarina Udrescu. Distribuția a fost următoarea: Irina, Ioana Flora, Tudor, Vasile Toma, Măriuca, Ana Maria Bălescu, Paznicul, Marcelo Cobzariu, Dragonul Fifi și un ponei, Daniel Badale, O prințesă, Raluca Jugănaru, Poneiul șef, Alin Potop, regia de montaj, Dana Lupu, Monica Wilhelm, Florin Bădic, Robert Vasiliță, regia de studio, Milica Crăinicianu, regia muzicală, Stelica Muscalu, regia tehnică, inginer Mirela Georgescu, redactor și coordonator de proiect, Crenguța Manea, regia artistică, Cezarina Udrescu. O producție a Teatrului Național Radiofonic, decembrie 2018.